Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! După luni de zile în care concurenții au trăit momente încărcate de emoții, tensiuni și surprize, va avea loc finala Puterea Dragostei sezonul 2. Sezonul 3 vine și cu o surpriză, o nouă prezentatoare. Finala Puterea Dragostei sezonul 2 va avea loc pe data de 26 iulie. Telespectatorii Canal D vor afla deznodământul reality show-ului matrimonial care a cucerit milioane de români și a creat adevărate comunități în mediul online. Cupidon și-a făcut de cap și în această perioadă. Toți tinerii aflați în căutarea sufletului pereche în acest show au trecut printr-o serie de încercări și au trăit în fața publicului entuziasmul, dezamăgirea, supărarea sau fericirea de a fi îndrăgostit. Pe măsură ce ne apropiem de marea finală, emoțiile, tensiunile cresc, cum e și firesc. Am trecut alături de concurenți printr-o mulțime de stări sufletești, m-am atașat de ei. Am suferit odată cu ei, m-am bucurat atunci când ei au avut motive să fie fericiți. Am asistat și la izbucnire ale orgoliilor, la dezamăgiri, pentru că e omenește să treci și prin așa ceva. Pe 26 iulie vom afla deznodământul. Sunt extrem de emoționată și eu în așteptarea marii finale, a spus Andreea Mantea. Pregătirile pentru Puterea Dragostei sezonul 3 au intrat deja în linie dreaptă, iar telespectatorii vor avea parte de surprize uriașe. Puterea Dragostei sezonul 3 va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, vedeta care a devenit cunoscută publicului după ce a concurat în show-ul Bravo Ai Stil, a prezentat alături de Victor Slav show-ul Îmi place dansul și a fost realizatoarea și prezentatoarea rubricii Secrete între fete din cadrul emisiunii Teo Show la Canal D. Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei. Sunt nerăbdătoare să îi cunosc pe concurenți, să intru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care își caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților, a spus Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul 3. După prezentarea a două sezoane Puterea Dragostei, Andreea Mantea se va întoarce acasă împreună cu fiul său David, care a fost alături de îndrăgita vedetă în Turcia pe perioada filmărilor. A fost o perioadă foarte intensă pentru mine. A fost dificil în perioada pandemiei pentru că mi-a fost imposibil să mă întorc acasă, să-mi văd familia, prietenii. Acum îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu ei. Abia aștept să revin în România. Păi cât de tare mi-a umplut sufletul fericirea și trăirile concurenților, pe atât de tare îmi doresc și abia aștept să-mi văd copilul bucurându-se alături de bunicii și de prietenii lui din România, a declarat Andreea Mantea. La scurt timp după ce s-a aflat că Andreea Mantea va fi înlocuită, vedeta a postat un mesaj pe contul ei de Instagram. S-a mai încheiat o săptămână, seară liniștită tuturor. Fanii au fost atât de șocați de veste încât unii dintre ei au propus semnarea unei petiții pentru a-i determina pe producătorii emisiunii să o păstreze pe Andreea Mantea. Ultima ediție a emisiunii Puterea Dragostei pe care o va prezenta Andreea Mantea va fi marea finală din data de 26 iulie. La revedere, pe curând!